și Anica din Smeen este admirată de toți sătenii pentru energia de care dă dovadă. Are aproape 80 de ani și de când a învățat să meargă pe bicicletă, nu a mai lăsat-o. Merg pe bicicletă, de pe la vreo 18 ani așa merg. 18 ani? Da. Și zilnic cred că te-ai urcat pe bicicletă. Zilnic merg la când mă duc unde am nevoie, mă duc peste tot. Dar n-am mai văzut nicio femeie până la mine ca să meargă. Și a câta bicicletă e asta? A treia. Și o am și pailanta vechea. Dar îmi trebuie să pui cauciucuri și cu pedale. Nu mi s-a întâmplat, sferească Dumnezeu, nu mi s-a întâmplat de când merg, nu, niciun accident. Mai mor până când eu pun un coșug. Face zilnic câțiva kilometri pe ulițele din sat, iar când situația o cere, sare și gardul ca să poată intra în curte. Dacă se blochează acolo, să-i peste gard și o deschizi. Eu și pun saltăm, mă sui curând saltăm, curând toate alea, nu, am fost iute la mâini la astea. Condiția fizică a bătrânei îi face invidioși și pe cei tineri. Eu, una tânără, n-aș putea să, adică să umblu după dânsa. E o femeie puternică, e o femeie tare, rezistă la anumite munci agricole, singură și sapă grădina. Tanti Anica este văduvă de aproape 26 de ani, dar are copii și nepoți care o ajută. Îi place să muncească pentru că, spune ea, munca o menține sănătoasă.